Concursul de judo Cupa Strehaia, ediția 20, a reunit la start peste 120 de sportivi din toată țara. La competiția rezervată judocanilor născuți în perioada 2004-2010 au participat și micii sportivi aflați sub coordonarea antrenorului Cristi Ștefan. Am fost la Cupa Strehaia, care s-a organizat la Strehaia. Au fost copii născuți între 2004 și 2010, pe categorii de vârstă și de greutate, la acest concurs au participat 7 cluburi, unde am ieșit pe locul 3 cu clubul nostru. Am fost cu 14 copii, băieți și fete, dintre care am luat 12 medalii, 4 de argint și 7 de bronz. Cupa Strehaia a fost o foarte bună ocazie de verificare înaintea concursului Festivalul Românesc de Judo, care va avea loc luna viitoare. A fost o competiție mai mult de pregătire, să vedem la ce nivel suntem copii. Am văzut unde facem greșeli, unde ne descurcăm bine și pe parcurs trebuie să lucrăm mai mult. Următoarea competiție o să avem în decembrie, Festivalul Românesc de Judo. Vom participa cu copii de la copii U10 până la U21, chiar cei de liceu. Festivalul Românesc de Judo va avea loc în perioada 1-3 decembrie la București. Judoca de la LPS Slatina speră ca și de această dată să-și confirme valoarea și să urce pe podium.